Scuze. Publicațiilor, dar nu corespunde, ați spus toate.
da, lista publicațiilor împreună cu ordonatorul noi am analizat-o și minimul sau indicatorul minim, el este satisfăcut, mai mult decât atât, este și depășit acest indicator minim. Dacă mai sunt întrebări. Mulțumim frumos și dacă nu sunt întrebări, o să-i dăm, oferim cuvântul autorului, doctorandului, care timp de 20-25 de minute să ne prezinte conținutul tezei și rezultatele, principale rezultate științifice obținute în cadrul acestei cercetări. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc domnilor profesor, mică intuiție de sesiune publică, stimați colegi, pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o astăzi de a prezenta principalele rezultate ale tezei de doctorat, pe care am finalizat-o pe parcursul al facultății de zile și am definit atât cu teme în ceea ce privește condițiile obligatorii de finalizare a stadiului doctoral, cât și de elaborare și finalizare, care este focalizată atenția pe evidențiile și pe totul cu care constituie de acord în acolo experiența, coordonat și pe doamna conferențială universitară, doctor în statul psihologiei, Aurelia Zăvan, care îi mulțumesc în mod deosebit pentru îndrumare, pentru sprijinul oferit și pentru procesul pe care l-a aportat pe durata celor 3 ani de zile, pentru că eu am avut invitat, l-am avut invitat cu ordonator, pe regretatul de profesor Zucu. Numeroase studii în domeniul psihologiei de sănătății adolescenților și a psihologiei clinice, dar și în domeniul sănătății mentale, ne arată că utilizarea autorului la vârste timpurii se asociază cu riscul de impact pentru dependența la adultă, precum și pentru dificultăți în adaptarea socială profesională. Prin urmare, investigarea cât mai cuprinzătoare a profilului psihosocial și comportamental al consumului de alcool în rândul adolescenților reprezintă un pas cheie pentru înțelegerea și gestionarea din punct de vedere psihosocial-educativ a cauzelor directe, factorilor precipitanți și a efectelor pe care utilizarea problematică a alcoolului de poate avea. Domeniul de studiu reprezintă abuzul de alcool și reprezintă și este fica situația în care un adolescent consumă ocazional sau exotic cantitate de alcool atât de mare, încât poate să spună în pericol sănătatea fizică și psihică, relațiile interpersonale, viața scolară, integritatea morală, imaginea socială. În literatura din domeniu găsim consumul extrem de intens de alcool, care este reprezentat în cel puțin 5 episoade de consum de intensiv, care au loc în decursul unei luni de zi. Problema de cercetare generală o reprezintă determinarea factorilor care explică diferențele individuale în ceea ce privește riscul pentru abuzul de alcool, precum și a copilului psihosocial comportamental al consumului problematic de alcool în rândul adolescenților, în vederea elaborării și implementării unui program de intervenție psihoeducativă destinat creșterii de inteligență în confruntarea cu circumstanțe de viață adverse, care îi predispune adolescenți la abuzul de alcool. Descrierea situației în domeniul de cercetare. Cei mai mulți dintre adolescenți obțin mai târziu maturitatea în procesul adaptării la schimbările specifice vârste, precum și în funcționarea fizică, cognitivă, emoțională și socială. Acest fapt face ca adolescenții să fie expuși atitudinilor și comportamentelor riscante, inclusiv utilizarea problematică a alcoolului și drogului. În literatura internațională publicată, contribuții importante la investigarea factorilor explicativi, psihologiei și a efectelor consumului de alcool, în rândul adolescenților și consumatorilor, precum și în ceea ce privește proiectarea, implementarea și evaluarea programelor de intervenție recuperatorie preventivă, au avut autori precum
Richard Tessler, Silvia Bonino, Elena Cotodino, Silvia Tirano, Richard Bonin, Mary Ellen O'Connor, Mark Trudkin, Peter Monti, Willy Peterson, Ilman Montreux, Babo, Thomas, dar mai sunt și alte Catalina, de nu era. În România și Republica Moldova ne-am semnărat în foarte mult. În România și Republica Moldova interesul pentru acest domeniu de cercetare este suscitat de reputațiile autorilor Mihai Căpreceanu, Grigore Garaz, Lucia Lăcean de la Sfânt, Carmen Domnul, Corina Bente de la Garaz, Cristina Răzcanu de la București, Naisara Sandu, Cristina Răzcanu, Mihai Cristian Bublog și alții. Obiectivele care ne-au orientat de mersurile proiecte în direcție și practică aplicativă au fost cunoașterea statului în care tema de cercetare este utilizată în vederea identificării dimensiunilor și procese comportamentale sau stat mai puțin în atenția cercetătorilor, aplicarea metodologiei științifice în vederea elaborării și testării unui model ipotetic conceptual al factorilor de risc și protectori în autorizator în rândul adolescenților, elaborarea, implementarea și evaluarea impactului unui program de intervenție psicoeducativă destinat reducerii riscului pentru abuzul de alcool și creșterea rezilienței în rândul adolescenților, identificarea direcțiilor pentru viitoare cercetări teoretice și empirice, elaborarea unor recomandări pentru îmbunătățirea din punct de vedere conceptual și operațional a programelor de intervenție destinate prevenirii consumului de alcool. Ipoteza generală, formulată este integrarea factorilor de risc și protectori este astfel formulat. Integrarea factorilor de risc și protectori în intervențiile psicoeducative contribuie la diminuarea vulnerabilității adolescenților în ceea ce privește abuzul de alcool, prin optimizarea funcționării psihosociale, creșterea stării de sine și îmbunătățirea rezilienței în confruntarea cu protectorile și în răspunsurile de discuție. Metodologia cercetării. Pentru testarea modelului factorilor de risc acelor protectori în abuzul de alcool, în rândul adolescenților, investigarea pericolelor frecvente consumului de băutură alcoolice și a copilului procese comportamental al consumului de alcool, a fost utilizată metoda chestionarelor, care a fost administrată în populația adolescenților. Protocolul standardizat a inclus 16 instrumente, dintre care 4 instrumente de către autorul prezent de ce. Validitatea de construcții internă pentru versiunile în limba română ale unei vorbi din aceste instrumente a fost determinată utilizând și analiza factorială conformatorie. Datele cute obținute sunt prelucrarea răspunsurilor la chestionare au fost exploatate utilizând pe teste comparative, analiza de variante de singură care, testele de asociere non-parametrice, calcularea modului efectului, analiza corelațională, analiza de regresie lineară în cuplă, de regresie din omină. Iată, am creat aceste instrumente, eu am primit, de exemplu, la reziliența raportului faptului adversului, rezilientului din generația medicină, dar a fost motivat cu pentru instrument care a conținut practic funcții, cele 13 instrumente a fost un protocol din 179 de minute. Din scala vieților rezilientei, am zis mai și din 2001. De exemplu, pentru dimensiunea anxietare, am avut o subscala pentru evaluarea anxietății din bateria a SEPA, a lui Asumbac. De asemenea, pentru satisfacția față de sine, prieteni în familie, care nu au fost lecțiile de familie și fiecare, pentru că mi-am făcut foarte multe din prezentare. În noutatea și ordinatatea științifică rezultă din faptul că demersurile teoretice și detalierea studiilor empirice realizate până în prezent în spațiu internațional au condus la clarificări conceptuale care au permis elaborarea unui model de lucru în factorilor de psicofactori în abuz de alcool în modul de clinicilor. Cercetarea cantitativă și intervenția practică care au fost realizate oferă o viziune unitară a condițiilor, condițiilor și metodelor care fac posibilă utilizarea programului de intervenție psicoeducativă focalizat pe reducerea riscului pentru abuzul de alcool și alte substanțe periculoase. Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin elaborarea și publicarea a 5 articole ale reviste de specialitate indexate în categoria B și B+, indexate în bază de date internaționale și a 9 comunicări în volumele în studiul caracter științific.
De asemenea, proiectarea și realizarea profesor și consilier școlar în România, a atelierilor de lucru focalizate cu problematica comportamentului oferit pentru sănătatea și dezvoltarea adolescenților, formarea cadrelor didactice și nemediale din domeniul social cu privire la abuzul de la rândul adolescenților. Lucrarea este structurată în trei capitole, în primul capitol intitulat premise teoretice ale investigării mentilor și procesul comportamental asociat cu consumul de alcool la rândul adolescenților, este prezentat semnificația operațională a conceptului referitor la comportamentul de pur-insistență sănătatea fizică și mentală, precum și pentru partea dezvoltării pozitive a adolescenților, implicarea în comportamente riscante devenite evidente la vârsta adolescenților, aspect care o transformă într-o problemă de sănătate semnificativă. Abordarea conceptuală se bazează pe modelul angajării în comportamente problematice propuse de către Richard Tester în 1991 și pornește de la premisa că anumite caracteristici sociodemografice, procedura de personalități, variabile atitudinale, variabile sociale și indicatori externi de mine, pot acționa fie ca factor de risc, fie ca factor protector și pot explica diferențele individuale în ceea ce privește riscul pentru abuzul de alcool la rândul adolescenților. Modelul conceptual socio-operațional pe care l-am elaborat și care a stat la baza studiului constatativ inventează abordările teoretice, precum și constatările studiilor care pot preocupa de cauzele comportamentelor sexuale pentru sănătatea fizică și mentală a adolescenților, reflexia și dezvoltarea pozitivă a acestora și acestui model a fost valorificat prin publicarea unui articol în revista de psihologie a Academiei Române. Consumul de alcool a fost indicatorii consumului de alcool au fost riscul pentru abuzul de alcool și prezența consumului de băuturi alcoolice și acestea sunt variabile independente ale cercetării. Iar șase domenii se prezintă variabile independente care sunt legate de sau foarte veri la caracteristici socio-democrație de exemplu, caracteristici individuale precum dimensiunile religiei, state, reziliență și autenticitatea generală, trăsături ale personalității pe care le-am investigat de mine cu scopul inventar BIS-5, cu cele 5 dimensiune, autism, introversiune, agresivitate, deschidere, conștientizare, variabile atitudinale, predispoziția spre comportamente de risc, percepția periculosului comportamentelor de risc și indisciplina medicală, variabile sociale, variabile sociale, suportul din partea familiei, prietenilor și a altor persoane semnificative, dar nu în ultimul rând, indicatorii stării de bine, și aici mă refer la ansietate, depresie, satisfacția față de familie, prieteni și școală și stima de sine în domeniul școlar. Iată acest model care este destul de complex. În capitolul al doilea, cercetarea dimensiunilor psihologice comportamentale ale abuzului de alcool în adolescenților, prezintă scopul, obiectivele, ipotezele, construcția neurologică, precum și cele mari, relevante rezultate ale studiului constatativ de factură cantitativă, prin care s-au urmărit investigarea empirică a unui model ipotetico-conceptual al faptelor de risc a celor protectori în abuzul de alcool la adolescenți, în vederea unei metode și superea diferențelor individuale și a valorificării rezultatelor în scopul prevenției. Obiectivele studiului constatativ au constat în identificarea profilului psihosocio-comportamental al adolescenților și corelarea acestuia cu indicatorii abuzului de alcool. Desigur, evidențierea variabilor care au cele mai consistente contribuții la identificarea diferențelor dintre adolescenți în ceea ce privește riscul pentru abuzul de alcool, care pot, variabile care pot fi integrate în demersurile focalizate de diminuarea vulnerabilității în ceea ce privește consumul de alcool în jurul adolescenților, prin optimizarea funcționării psihosociale, creșterea stării de bine și îmbunătățirea rezilienței, în confruntarea cu diversele situații perceptive dificile. Șase ipoteze de lucru au constituit demersul investigativ. Am pornit de la premisa că stresul psihic, anxietatea, predispoziția spre stări depresive, nervosismul,
alături de atitudinea favorabilă pe care adolescenții o manifestă față de angajarea în comportamente, în comportamente care le afectează sănătatea și dezvoltarea, precum și în disciplina mediului școlar, mediul școlar contribuie efectiv la prevenția riscului pentru abuzul de alcool. Cu alte cuvinte, sunt factori care îi predispun spre angajarea în comportamente de risc și la acesta mă refer la abuzul de alcool. Pe de altă parte, în rândul adolescenților, religiozitatea, reziliența, credința în autoeficacitate, stima de sine în domeniul școlar, predispozițiile personalității referitoare la extraversiunea, agresivitate, deschiderea mentală și intensitate, la care se adaugă suportul social din partea familiei, a prietenilor și altor persoane, satisfacția, satisfacția, rezultatele în analize pe regresie multidisciplinară, în care variantul la dependență a fost reprezentată, este reprezentată de riscul de riscul abuziv de alcool. În modelele de regresie au fost incluse doar variabile care au avut corelații în urmă de 0,30 cu riscul pentru abuz de alcool și s-a evidențiat un puțin mai consistent predictor ai riscului pentru abuzul de alcool. Deci, la adolescenți, vor încă să dorită cu medicinitățile, respectiv probabilitatea angajării în comportamente riscante, urmate de reziliență, neprofită în stabilitate emoțională și în ansietate. Rezultatele analizei de regresie logistică binomială, în care variază la dependență, a fost reprezentată
lucru critic în ceea ce privește prezența consumului de băuturi alcoolice, s-a asociat cu riscul ridicat pentru abuzul de alcool, atitudinea favorabilă față de comportamentele riscante în general, probabilitatea ridicată pentru angajarea individului în astfel de comportamente, respectiv nivelul scăzut al religiozității. Cea mai consistentă contribuție predictivă a avut o probabilitate a angajării în comportamente riscante. A, astfel, comparativ cu adolescenții care aveau atitudine negativă față de comportamentele de risc, cei care au raportat o probabilitate ridicată de a manifesta în viitor astfel de comportamente, au prezentat cu 80% mai multe șanse de a face față din grupul de risc în ceea ce privește consumul frecvent de alcool. De asemenea, comparativ cu adolescenții cu risc scăzut pentru abuz de alcool, cei care prezentau un risc ridicat au evidențiat cu 36% mai multe șanse în primul model de regresie, respectiv 36% mai multe șanse în al doilea model de regresie, de a consuma prezent, ieri sau în fiecare zi, o băutură alcoolică. Contribuția din partea religiozității a fost mult mai modestă. Astfel, comparativ cu adolescenții mai puțin religioși, cei religioși au prezentat cu 8% mai puține șanse de a face parte din grupul public în ceea ce privește prezența consumului de băuturi alcoolice. Capitolul 3, intitulat Reducerea riscului pentru abuz de alcool în rândul adolescenților, cuprinde programul Abstinenței alcoolului, care a avut scop diminuarea riscului pentru abuz de alcool și alte substanțe periculoase în rândul adolescenților, prin optimizarea funcționării psihosociale, creșterea stării de sine și consolidarea discursurilor de utilizare a resurselor personale și sociale în vederea depășirii dificultăților și a adaptării cu succes la contextele situaționale sau evenimente din viața vieții. Am pornit la ipoteza că implementarea unui program de consiliere psihoeducativă destinat din ori riscul pentru abuz de alcool în rândul adolescenților are un impact pozitiv prin înălțirea abilităților de adaptare la stres, învățarea modalităților adecvate pentru gestionarea stărilor afective negative, adiționarea atitudinilor alternative la consumul de alcool, activarea resurselor care contribuie la reziliență. Aici am cuprins pașii urmăriți în selectarea adolescenților care au participat la program și a celor din grupul de control. Spuneam că etantionul public investigativ, contabil a fost reprezentat de 688 de adolescenți gestionați inițial, dintre acestea 443 de adolescenți au avut un risc moderat ridicat în ceea ce privește abuz de alcool și 94 de adolescenți cu risc major, adică consumau prezent băuturi alcoolice, de sau în fiecare zi. Din acest 94, 24 de adolescenți au fost incluși în programul experimental final, 16 băieți, 8 fete și 23 de adolescenți au fost incluși în grupul de control, dintre care 15 băieți și 7 fete. Activitățile formative au fost structurate în 5 module, 8 domenii și 27 de teme, pe parcursul a 16 activități. În prima activitate a fost cea de intercunoaștere a membrilor grupului, iar cea de-a 16-a ședință a fost de obținerea feedback-ului de părtășirea impresiilor legate de modul de derulare și de impactul pe care programul psihoeducativ l-a avut pentru fiecare în parte. De exemplu, pentru domeniul anxietate și depresie, factori de risc pentru abuz de alcool, am abordat teme care sunt emoțiile mele pozitive și negative, anxietate ca emoții negative și neprofitivă, strategic modalități, practicul pentru control, pentru control al anxietății și al depresiei. Vreau să precizez faptul că în urma activităților lucrative, pentru adolescenții din grupul experimental, în etapa de poste, acestea au obținut scoruri mediane mult ridicate la următorii indicatori, sau la următoarele dimensiuni, la reziliență, autenticitate și satisfacția față de sine și, de asemenea, scoruri diminuate în ceea ce privește dimensiunile stării de sine la activitate și depresie.
Datele comparative obținute pentru adolescenții din grupul de control nu au evidențiat diferențe semnificative de punct de vedere statistic între scorurile medicale înregistrate în etapa de teste și chirurgice în etapa de postie. Acest rezultat poate fi considerat o dovadă suplimentară a impactului politic pe care l-am avut în anul 2020, destinat în discuții vulnerabilităților în adolescenților aflați în risc pentru abuzul de alcool. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei specifice importante constau în determinarea factorilor care există diferențele individuale din cercul și despre lucruri pentru adulți de alcool și profilul psihosocial comportamental al adolescentului din 1994, precum și în elaborarea și implementarea acestui programului de intervenție psihosocială de persoanele în fondul destinat gestionării factorilor negativi care îi predispunte adolescentul la abuzul de alcool. Iată câteva concluzii generale. Alcoolul este una dintre substanțele psihoactive legale pe care adolescenții îl utilizează cel mai frecvent. În comparație cu adulții, acestea sunt mai prețioase să consume ocazional o cantitate mare de alcool, abuzând de această substanță, mai ales atunci când se află în timpul cu alți produse și de altă presiune. Acestora au la o petrecere unde nu sunt monitorizați și controlați, sunt prestați din sau operați în alcoolat. Această particularitate face ca abuzul de alcool să fie periculos pentru adolescenți, mai ales atunci când este asociat cu utilizarea altor substanțe cu tine comportamentele odorurile cu disciplinare. Determinate de altă parte, determinarea și înțelegerea factorilor de risc pentru abuzul de alcool, precum și identificarea factorilor protectivi, reprezintă un pas esențial pentru prevenirea eficientă a răspândirii acestui comportament indezirabil, precum și pentru intervențiile individuale cu fie acestate adolescenților care se confruntă cu probleme personale, familiare sau sociale, ce îi predispunse să consumă cu substanțe psihoactive în general și în particular spre utilizarea alcoolului într-un mod netemperat și periculos. Desigur, sunt și recomandări practice. Specialiștii în domeniul psihologiei educaționale a dezvoltării, psihologiei clinice, profesorii ar trebui să aibă în vedere evaluarea particularităților psihocomportamentale, sociale, familiare și școlare în scopul identificării, concilierii și monitorizării adolescenților vulnerabili la comportamente de viață sau distanțe pentru sănătate și adaptarea succesului în sarcinile specifice vârste, precum și consumul de alcool sau alte substanțe periculoase. Concilierii școlari, adică psihologii, părinții și părinții adolescenților aflați în risc trebuie să unească și unească eforturile pentru a gestiona vulnerabilitățile ce pot apărea în viața de zi cu zi a unei adolescențe, precum și în traseul general al dezvoltării. Programele de consiliere psihoeducative pot integra dimensiunile care în studiul nostru s-a evidențiat între predictorii consistente și între predictorii consistente ai predictorii consistente ai abuzului de alcool. Programele de intervenție trebuie să încorporeze, pe lângă faptul care contribuie la reziliența adolescenților cu consultarea cu amenințările vieții de zi, și solicitările de intervenție ca cursul de dezvoltări, motivele, expectanțele, metacognițiile sau acțiunile referitoare la consumul de alcool. În final, aș vrea să evidențiez contribuțiile proprii. Radiografierea și analiza predică a unui volum consistent de lucrări științifice evaluate în vederea determinării dimensiunilor psihosocio-comportamentale asociate consumului de alcool problematică lângă adolescenților. Elaborarea de punct de vedere teoretic o conceptual a modelului de lucru al factorilor de risc și protectori în abuzul de alcool și testarea acestuia în populația adolescenților. Conceperea și validarea funcțională prin care s-au urmărit, măsurarea riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților, adaptarea din punct de vedere lingvistic, cultural și psihometric a unui consistent de instrumente care lansară o paletă variată de caracteristici psihologice, comportamentale sociale și pot constitui factori de risc sau de protecție pentru derapaje de la procesul dezvoltării normale a unui adolescent și nu în ultimul rând pe care implementarea și evaluarea impactului unui set consistent de asistență formative integrate în programul de intervenție psihoeducativ sau campanele autorului. Vă mulțumim și pentru că v-ați integrat în timpul pe care l-ați avut la dispoziție și acum o să dăm membrii comisiei să aducă întrebări. Membrii comisiei, să rugăm să avem întrebări și domnul Rogo, de asemenea, vă rugăm dacă să aveți întrebări. Am trei întrebări. Da.
doar întrebări, fiindcă aici, fără comentarii, vă adresez întrebarea, dar să vă răspund. Prima întrebare. Operați funcțiunea analiză-teoretică, analiză conceptual, conceptual-teoretică și la un moment dat în care apare expresia analiza empirică. Întrebarea mea este ce ar însemna în viziunea dumneavoastră analiza empirică. Nu analiza experimentală, pentru că nu operați niciodată cu această sintagmă, nu analiza conceptual-teoretică, ci o analiză care, la prima vedere, ar fi cumva între aceste două analize. Dar, iată, asta ar fi important pentru mine de comis, sau ce aveți în vedere prin expresia? Da. A doua întrebare, vă mulțumesc. A doua întrebare, din nou, o chestiune care mi-a tras atenția, care îmi pare fi foarte importantă și vă mulțumesc foarte mult că din când în când aruncați în text această sintagmă. În majoritatea cazurilor, dumneavoastră operați cu sintagma consumul de alcool. De nu are consumul de alcool, nivelul consumului de alcool, periculozitatea consumului de alcool. Și iată, de câteva ori, în text apare o expresie care e de culoare disertației și care te face să o citești cu mai mult atenție. Atenție, sintagma apare în felul următor. Consumul problematic de alcool. Vă vrea foarte mult să dați o deșifrare acestei sintagme. La un moment care nu sunt întrebare, când am folosit sintagma consumul problematic de alcool, mă referesc la consumul abuziv de alcool, care este o lină de interpretare a înălțului noastră, care consumul este înseamnă 5 cantități de alcool pentru băieți, 10 cantități de alcool pentru băieți, ceea ce înseamnă că ceea ce modifică modul de gândire și de comportare, de comportare și afectează judecata și de exprimă o comportamente de risc. De la conceptul mașinii, din punctul acolo, de la faptul de atât de o persoană care a care a avut consumat un alcool sau alte tipuri de comportamente, care se poate afecta. Da, și atunci întrebare, nu să vă mulțumesc foarte mult, chiar vă mulțumesc foarte mult. Când vorbiți despre scop cercetării, operează în mod prezentat în care ne-a dat să și care poate în linie mai mare prelungire, dar este sigur că prelungirea în viață se vine acum, în rezultatul acestui proiect. Când vorbiți despre diminuarea vulnerabilității în cei ce ești consumul de acolo, iată și în momentul în care este doar consumul de acolo, în rândul adolescenților, prin atenție, urmează sintagma care ne-a fost atenția, care m-a incitat și care mi-a pus gândesc la orice lucrare, dacă te faci să gândești adevărat pe definiții de identitate de la prin optimizarea funcționării psihosociale, după care nu urmează controlizare, ci urmează altă de constatare. Ce ar însemna pentru dumneavoastră expresia optimizarea funcționării psihosociale? Optimizarea funcționării psihosociale este o serie de cartele sau domenii de funcționare, precum capacitatea persoanei de a pune în valoare propriile capital, să nu se demonstrează la anumite propriile, capacitatea de a interveni testurile, evenimentele considerate de persoane sau maturate, sunt o conștientizare nu mai profundă și nu o educare anumite de de
Celălalt indicator, având în vedere acest prezent, s-a aprobat la Consiliul de Dezvoltare Economică și mai ales la PRE, din altă lucrurile care a fost de tip categoriat. Iată, eu am fost în fel de indicator. În bază de dată, am derivat o variabilă de tip binomială, codificate în bază de date cu 0 și 1. Astfel am codificat pe două grupuri, cei 94% de adolescenți care au fost în consumator au avut variabile de răspuns consumul des sau în fiecare zi și în bază de date a fost codificată cu 1, iar ceilalți care nu consumau, care nu consumau deloc sau rar au avut, în celelalte categorii de răspuns, au avut o codificare zero, astfel încât variabila noastră de la altă lucrurile am utilizat regresia lineară din omul. Nu știu, este o complexă răspuns. Ce bun, ne? Dar vreau să vă întreb despre rolul familiei, pentru că ați făcut cumva pe șandonul din orașul și construit din adolescenți care preconzident provin din familie de primă care a dat un de dependență prin separată din ați evaluat cumva în acest climat din familie și în partea lui adică din partea? Vă mulțumesc. Și ce rol are din familie la partea individuală deci în contextul de acolo de aceea m-am putut să-mi spune că am putut să-mi spune că am putut să-mi spune că
mai aproape. Domnul Rob, vă mulțumesc dumneavoastră dacă aveți întrebări. Da, mulțumesc, doamna președinte, m-a auziți, da? Vă auziți foarte bine. Ok, o singură întrebare aș avea pentru domnul doctorant Grigore Ionașcu, și anume faptul că, în afară de variabile pe care le-a luat în considerare, și avea o contribuție predictivă a testatului știindului dumneavoastră exploratoriu, ce alte variabile crede dumneavoastră că ar putea fi relevante, să spunem, pentru completarea modelului factorilor de risc și protectori în abuzul de alcool la adolescenți? Vă mulțumesc, domnule profesor, cum mă gândesc acest de exemplu din substanța ca o caracteristică a personalității, care e foarte mai important, o parte a domnului de formulare, dar i-a și fapt ceva în cazul abuzului de alcool, dacă mai la altă variabilă la care m-am citat din timp, lăzare de compensare și creierea senzațiilor ta. Care este un lucru de provocatoare. Da, poate că în cercetările viitoare veți lua în calcul aceste trei variabile care apar endemic în literatura internațională, tot problematica consumului de alcool. Endemic sunt utilizate în toate studiile, pentru că ne-a fost în care, într-adevăr, nevoia de senzații consistente, de varietate și impulsivitatea ca o caracteristică a personalității, împreună cu nevoia de compensare, sunt foarte caracteristici adolescentului. Vă mulțumesc, domnul Domnul. Și eu, domnul. Dacă e domnul Da, aș avea și eu o întrebare pe mine de cercetare respectivă, pentru că ați realizat, într-adevăr, o cercetare foarte amplă. Vreau doar să vă întreb dacă, în realizarea acestui cercetări, v-ați gândit cumva la efectul de recidivă, deci recidivă. Ați fi controlat această, acest moment, în cazul în care ar fi al lucru. Vă mulțumesc. E pe lungul cercetării. Da. Nu am cercetat acest pas. Cercetarea pe care am realizat-o în natură transversală și corelațională, însă în următoare cercetare de ciclo multidimensională, aplicat inclusiv variabile și alte variabile pe care în acele cercetări de dinamică lor cercetare, care să vizeze și acest pas. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Vă spun sincer, bună ziua tuturor, vă salut, domnilor profesori. Este o onoare pentru mine să îmi permiteți să iau parte la această întâlnire. Vă spun sincer că am avut dificultăți, transmisia de pe YouTube nu s-a auzit foarte bine, da? Dar și aici am avut apreciat întrebările pe care dumneavoastră le-ați spus. Eu știu munca domnului profesor Ionașcu, inclusiv legat de această cercetare, pentru că știu că a fost o cercetare riguroasă și aplicată, adică a fost parte, să spunem așa, cunosc o parte de subiect și știu instrumentele de cercetare aplicate și așa mai departe. Din păcate, am urmărit așa
zic așa, pentru că nu și din când în când prezentarea, pentru că nu au fost condițiile de sunet cele mai bune, așa încât am apreciat întrebările, nu aș putea să pun o întrebare strictă, doar să fac o considerație generală că tema fiind una extrem de actuală, care am văzut concluziile și din întrebările noastre am observat acest lucru, deschide practic alte direcții de cercetare. Este un subiect foarte actual la noi în România și probabil că cine a spus la Moldova, acest subiect ne îngrijorează din ce în ce mai mult, alcoolismul, dar și consumul de substanțe. Așa încât în acest moment nu mai pun întrebare dacă nu te veți permite să mai au cuvântul ulterior pentru câteva considerații generale. Pentru a da citire
unde au urmat programul de consiliu școlar, la Universitatea Națională a Cluj-Napoca de Iași, unde în anul 2013 este o licitație de gradul 1 de practic, specializat în psihologie. La momentul din acum este, să zicem așa, pasionat sau tipul activității ar fi consilierea psihopedagogică. Vreau să menționez că dumneavoastră are și practică de predare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, unde susține seminarii de psihologie a educației. Deci vreau să zic că doctorandul are în spate o practică foarte vastă de activitate în domeniul educațional, psihologic, psihopedagogic. Deci voi enumera numai, este membru al Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, coordonator la Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Galați, director al Centrului Județean de Resurse și Analize Educaționale Galați. Nu voi enumera, să zicem, toate aceste funcții și obligațiuni, vreau să mai zic că dumnealui este obișnuit că, sau are pregătire, formare pentru activitate în echipă, deoarece activează foarte multe proiecte, atât naționale cât și internaționale de specialitate. Doctorandul posedă limba franceză și limba engleză, alte domenii de interes științific ar fi psihologie dezvoltării, psihologie educației, psihologie socială, consiliere și orientare în carieră. Dacă ar fi să mă refer la activitatea lui științifică, clar, nu cu carte de vizită, ar fi lucrările științifice, are un număr mare de lucrări științifice, dar nu voi opri la lucrările care revin la tema tezei de cercetare. În total, dumneavoastră are 14 lucrări, dintre care 5 articole, să zicem așa, de specialitate, 2 categorie B+, și 3 articole în reviste de categorie AT, recomandate de ANACEF. În rest, sunt foarte multe participări cu prezentări la conferințe, congrese, la toate, să zicem așa, măsurile organizate de școala doctorală, are lucrări publicate în volumele conferințelor, lucrări publicate, recomandări metodice, ghiduri. Deci, aceasta vorbește despre pasiunea, să zicem așa, autorului cu referire la activitatea științifică. Ce aș putea să ne spun din cele mai importante? Are un CV destul de scurt, să zicem așa, destul de solid, da? Este membru în Colegiul Psihologilor din România, membru în corpul de experți în managementul educațional, precum și membru în corpul național al profesorilor evaluatori pentru concursurile și examenele naționale. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru un specialist pe care e adunământ. Dacă nu sunt întrebări, încerc să răspund. Conform acestui CV care l-a prezentat dumneavoastră în Comisie de Susținere. Vă mulțumesc frumos! Dacă sunt întrebări cu referire la CV-ul candidatului, vă mulțumim din suflet și acum în scenariul nostru este etapa prin referințe oficiale. O să ne urmeze cu prezentarea referatelor de analiză, în acest sens, doamna Victoria Mânta, doamna doctor, conferința universitar, să spargă cu viață. Deci, consecvent de asta a fost așa aleasă, dumneavoastră a fost și membru al Comisiei de Drum Mare, cunoașteți unde a făcut lucrare și o să vorbim cu noi. Dacă e nevoie, merg la de acolo care s-au de bani, nu? În primul rând vreau să zic că în calitatea mea de directora școlii doctorale, dar și membru al Comisiei de Îndrumare, cunosc traseul doctorandului Ionașcu Grigori, care este unul foarte bun, calitativ, în sensul unei responsabilități și conștiințezități a doctorandului pentru toate sarcinile pe care le-a trasat școala doctorală față de doctorand și
cu adevărat a participat în toate evenimentele organizate de noi, a fost foarte prezent în toate demersurile noastre și apreciem această atitudine a doctorandului față de studii de doctorat. În ceea ce privește lucrarea de asemenea a trecut prin mai multe faze și a avut parte de o susținere în comisia de îndrumare foarte detaliată. Foarte multe lucruri s-au sugerat și au fost foarte multe întrebări. Și doctorandul s-a manifestat ca un bun cunoscător a domeniului pe care îl cercetează și a reușit să ne facă să înțelegem absolut tot ce și-a propus pentru această cercetare și totodată a răspuns pozitiv, favorabil, la sugestiile noastre de îmbunătățire a ceea ce i s-a recomandat, ceea ce din nou mărturisește despre un nivel de conștiincizitate și responsabilitatea doctorandului pentru tot ce înseamnă muncă științifică și muncă de echipă. Pentru că toți au contribuit cumva la îmbunătățirea acestei lucruri. Și în prezent avem o lucrare foarte voluminoasă. Ne-ar place să avem în evaluare lucrări mai mici, pentru ca să putem citi mai puțin, dar așa este doctorandul care se prezintă astăzi, este foarte minuțios și dorește ca toate lucrurile pe care le face să fie văzute, înțelese și le prezintă în volumul în care vedem această lucrare. Acum, pe lucrare, am scris un aviz, vreau să zic din start că avizul este pozitiv, este favorabil și concluzia mea este că doctorandul merită să se confere titlul de doctor în psihologie. Totodată am să fac un extras din acest aviz, n-am să-l citesc totalmente pentru ca să economisim timpul. Introducerea pe structură, da? Introducerea a fost foarte complexă, e argumentat că valoarea atât teoretică și aplicativă a investigației pe care a realizat-o și cât este de importantă tema cercetării în contextul actual. Știm bine toți că adolescenții ne dau de gândit și ne dau de lucruri dintotdeauna. Este o categorie destul de vulnerabilă la influențe sociale și ca vârstă, dar și ca context. Ne trăim într-un context foarte tumultos și adolescenții care se încearcă să adapteze, nu reușesc să adapteze la un context, apare un context nou, acum COVID, acum război, acum migrație de mai mult timp și foarte mulți dintre aceștia au rămas în fain social, care am specificat lucrul ăsta. Și atunci când ați spus că o bună parte din adolescenți sunt cu familii oricum intacte formal, dar totuși cu părinți plecați în străinătate, ceea ce vorbește despre acea familie care nu întotdeauna poate condiționa benefic creșterea și dezvoltarea unui adolescent și riscurile comportamentelor de risc este comportamentelor negative, este foarte mare. În ce privește literatura analizată, ce pot eu aprecia foarte înalt și chiar am scris asta în aviz, este că autorităților au primit un spațiu foarte mare în lucrurile științifice din ultima perioadă, adică am încercat să analizeze toate studiile posibile, accesibile pentru tema de cercetare. Și e impresionant să vezi lucrările din ultimii 10 ani, cea mai mare parte a biografiei doctorandului. Și ceea ce spune că autorul tezii iese la curent cu tot ceea ce se întâmplă actual, dar nu a ratat să includă în bibliografia lui și să analizeze în partea teoretică a lucrării și lucrările clasice.
cele care dau explicații fundamentale subiectului abordat. Prin cercetarea sa, autorul tezii aprofundează informațiile despre factorii de risc și factorii de protecție pentru consumul de alcool în vârsta adolescenței și, desigur, adaugă la acele informații existente în literatură ceva care a reușit să le identifice din ultimele studii, ceea ce înseamnă că lucrarea din perspectiva teoretică este una adaptată, sau este un material adaptat la solicitările actuale și la lucrările existente. Sunt și studii românești și studii chiar din Republica Moldova focusate pe consumul de alcool, pentru că da, este un subiect foarte dureros și mai multe lume încearcă să-l abordeze, doar că toate investigațiile care au fost realizate au tangentat cumva unele aspecte din lucrare, au fost lucrate factorii de risc, au fost lucrate factorii de protecție, sunt foarte multe documente care sunt analizate de către autor și ajunge să ne propună un model complex al factorilor de influență într-un final. Totuși, la partea teoretică, chiar dacă a fost un număr enorm de autori, autorul nu își exprimă foarte ferm propria poziție și mi-ar fi plăcut să văd mai multe viziuni personale cu referire la studiile pe care le-a analizat. Cumva mai curajos în propriile exprimări și alegeri. Capitolul 2. Capitolul 2 este unul impresionant atât prin instrumentele pe care le-a folosit autorul tezii pentru această cercetare, 15 instrumente la număr, 179 de litri, care au fost prezentați foarte detaliat în anexele lucrării și rezultatele de aceste instrumente. Dar vreau să menționez că din 15 instrumente, 4 au fost construite de însăși autorul pentru ca să ajungă cât mai aproape de subiectul pe care l-a abordat. Celelalte, chiar dacă au fost o parte traduse din limba engleză, au trecut prin procedura validării, ceea ce este din nou plauzibil. Autorul a utilizat un set de instrumente bine elaborat, bine argumentat și foarte complex. Și a îngrelat munca lui, dar în schimb ne-a oferit nouă un tablou foarte complex al situației în ceea ce privește consumul de alcool și riscul consumului de alcool, inclusiv factorii care influențează ca și risc sau ca și protecție consumul de alcool în rândul adolescenților. De asemenea, și testele statistice sau prelucrarea statistică a folosit metode statistice descriptive și multivariate, chiar și mai multe tipuri de analize de regresie pentru ca să demonstreze acele rezultate pe care le-a obținut prin propriile chestionare și prin chestionariile validate deja, ca fiind cu impact. Aici, la acest capitol, la capitolul 2, din nou, ceea ce mi s-a părut foarte modest și cred că n-ar trebui să fie chiar atâta modestie, să fie formulate mai explicit concluziile acestui capitol. Uneori, modestia doctorandului poate să-l coste, pentru că concluziile se cer a fi prinzătoare și după cât material factologic este prezentat în acest capitol, ne așteptam și concluziile să fie mai spațioase. Capitolul 3. Am formulat o întrebare referitor la ipoteza cercetării care este focusată, de fapt, pe programul de intervenție și cu adevărat, programul de intervenție pe care l-a desfășurat doctorandul cu adolescenții care sunt cu risc sporit de consum de alcool, este unul destul de amplu și
pentru că timp de jumătate de an, doctorandul a lucrat cu acest grup experimental pentru ca să ajungă la reducerea riscului de consum de alcool și acest program a fost fixat pe cei factori pe care i-a determinat în parte de cercetare, adică a existat această coerență dintre rezultatele studiului empiric și proiectarea studiului de impact, este de apreciat. Mi s-a părut că destul de atent a fost doctorandul la ceea ce înseamnă eșantionul prezentat în lucrare, pentru că a descris practic toate riscurile de pierdere a adolescenților cu risc de consum de alcool mai sporit din eșantionul de experimental și prezentând într-un final cum s-au creat subiecte experimentale de la un număr la altul. Inclusiv partea etică sau cel de acord de părinților, sigur și părinții nu toți au fost destul de binevoitori pentru a oferi acest acces la adolescenților cu consum de risc alcoolului. Era și de așteptat ca părinții să fie rezistenți, dar totuși doctorandul ne-a prezentat pe un grup mai mic de adolescent decât și-a dorit, dar niște rezultate foarte bune. Așa că constat că autorul a respectat și rigorile științe față de teze de doctorat, atât pentru un studiu empiric, cât și pentru un studiu de impact. Sigur că sunt formulări pe alocuri dificile, pentru că este însăși subiectul destul de dificil și autorul are tendința de a explica mult anumite lucruri și asta face ca unele fraze să fie prea mari, dar nu este un defect, este totuși, pentru mine a fost clar că este o intenție a autorului de a explica cât mai bine ceea ce vrea să ne prezintă. Cuvântul meu de final este că apreciez munca doctorandului pozitiv, s-a lucrat mult, este foarte mult material, prezintă valoarea atât teoretică cât și practică, pentru că completează studiile existente și pentru că ne oferă un suport metodologic foarte bun pentru psihologii care lucrează în centrele de sănătate mentală, în centrele prietenoase tinerilor, unde adolescenții ar putea să beneficieze de acele tehnici pe care dumneavoastră vă propuneți specialiștilor pentru a diminua riscul consumului de alcool și votez pentru ca această, pentru ca domnul Ionașcu să obțină acest tip de preferință psihologică. Și să vorbim domnule Nașcu să răspundeți, să vorbiți pe la recomandările pe care le-a oferit doamna doctor Cereu. Mulțumesc, doamna profesoară. Recomandările dumneavoastră sunt binevenite. Într-adevăr, pe alocuri fratele sunt foarte frumoase, poate sunt preferiți suplimentare despre legătura între partea intervenită, călăbură capitolul, studiul comparativ și partea internațională, eu cred că a fost așa sunt o conexiune și au dus la acest studiu pe care se vorbește pe care am descris. Vă mulțumesc mult! Să vă mulțumesc.
nu voi da citire de dreptul la lucru pe mai dezvoltat, voi scoate din mai elemente care vă consider ca fi reprezentativ. Așa de lucrat, lucrul voi țin să menționez că lucrarea pe care v-am vedere și pe care am examinat-o la lucrurile se mântuie de expresă o indicitate din funcție o legă faptului sistemic a unei stimulări care pun în lumină o serie de noi aspecte cu referire la dimensiune și procese comportamentale ale consumului de alcool în adolescență. Meritul neîndoios al prezentului interes rezidă pe de-o parte în fundamentarea teoretică și testarea operațională a modelului factorilor de risc și de protecție care se impun pe dimensiunea adultului de alcool în condițiile de adolescență și de altă parte în elaborarea și validarea experimental a unui program de intervenție cu caracter psihoeducațional orientat spre diminuarea consumului de alcool în rândul adolescenței, a unui program centrat pe optimizarea raporturilor psihosociale, pe creșterea stării de bine și pe îmbunătățirea rezilienței în confruntarea cu provocările vârstei și soluțării din spiritului fizic. În fond, lucrarea avută în vedere reprezintă o construcție sistemică, consistentă și suficient de bine raportată la conceptele, concepțiile și modelele interpretative sistemului meu. Ea debutează cu introducere, mai apoi urmează capitolul pe care le analizez, în fiecare niște aplicare capitolului inclusiv și respectiv niște concluzii generale și recomandări. În partea conclusivă a disertației, autorul acestea, domnul Grigore Ionașcu, afirmă că rezultatul eforturilor investigaționale depuse au devenit posibile următoarele realizări. Se oprește la 7 8 realizări fundamentale pe care le cunosc, cu care sunt de acord și care merită cu sprijinul și atenția noastră. Ținând cont de cele menționate mai sus, mă văd motivat să consider că disertația realizată de domnul Grigore Ionașcu dispune de o incontestabilă identitate epistemologică, în fond, prin mijlocile ei s-au produs două deschideri extrem de importante. Îmbogățirea științei psihologice pe filiera psihologie educațională, evident, cu noi date despre dimensiuni psihosocio-comportamentale ale consumului de alcool, în adolescență, și totodată elaborarea și implementarea unui program complex de intervenții educativă, cu devenirea capcanelor alcoolului, susceptibil să contribuie în mod considerabil la diminuarea riscului pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților. Totodată, avem certitudinea că disertația supusă dezbaterii marchează o nouă etapă în dezvoltarea aspectelor care vizează diminuirea psihosocio comportamentale în consumul de alcool în adolescență, mă văd obligat să constat că pe anumite segmente ale acestea, abordările și luările de atitudine nu sunt suficient convingătoare. Observațiile și sugestiile la care se impun cu această ocazie se rezumă la următoare. Pentru început, vorbesc despre cum a fost fundamentat actualitatea acestui lucru. Trebuie să, totuși, să recunoaștem că, de fapt, primul exercițiu epistemic la care trebuie să recuși este un lucru care este actual. Îi dau dreptate doctorantul care spune că este actual și eu cred că este foarte actual. Toată lumea care l-a vorbit a spus că este foarte actual, numai că în cazul unui disertații trebuie să demonstrez acest lucru. Și i-am sugerat domnului doctorant că este foarte bine să demonstrez că nu doar tu gândești că este actual. Să arăți că și multă altă lume gândește la fel. În o cercetare științifică trebuie să fac acest lucru. De ce i-am spus că era foarte bine să meargă spre sectorul asociativ, noi avem tot felul de intervenție, avem tot felul de lucrări, de care toată lumea spune avem o mare problemă la nivel național, la nivel european, chiar mondial. Sunt foarte mulți autori care lucrările lor, prin partea rezumativă a lucrării, spun, da, domnul Grigore, eu n-aș spune, gândește la fel ca noi. Avem tot felul de documente care se impun despre sectorul administrativ, mă refer la documentele care apar pe nivelul de anumită, în societate este avertizată. Aveți în vedere adolescenții, individul mai dependent de alcool. Dacă lucrurile se primar, că a apărut în partea dispozitivă a lucrării, evident că după mine argumentul ar fi arătat mai solid, mai tare, mai bine motivat. Mă opresc și la idei care vizează importanța lucrării și de atunci când vorbim
analize de natură epistemică sau la cercetări paratele comune. Tot aici vin cu ideea care vizează prezentarea metodologiei. Paradoxul este în faptul, și doamna Dosta vorbea despre modestia autorului și eu știu că e toată modestia autorului, că el de fapt a utilizat un spectru foarte larg de metode și respectiv foarte multe tehnici care sunt subsumate de metode. Zeci de tehnici. Dar vorbește numai de metode pe care le-a utilizat în mulțumesc din canalul colegii. Și eu îi spun, neapărat, ați început cercetarea pe metoda analitică sintetică, pe cercetarea început, ați desfătut literatură pe cercetare, ați extras din ea lucruri care v-au atras atenția, ați sintetizat și rezultat ați oferit o grilă de interpretare. Doar asta ați făcut-o, adevărat. Dar nu vorbim cu seama. Sau, pe exemplu, metoda comparației care este desfătut. Sau, pe exemplu, metoda istorică, atunci când pleci spre niște lucrări care au fost scrise cu mult înainte, chiar de apariția dumneavoastră care date de un omuleț foarte interesant, și asta deja este o intuiție, dacă vreți, o abordare istorică din o dimensiune aligată sincronică, așa ce a fost cu 10 de ani două. Dar asta a fost. Și eu spun autorul, trebuia să scrie. Sau, de pildă, dacă vorbim de empiric, când în acest moment datorul ați utilizat în calma analiza empirică. Empiricul nu este empiric. Empiricul de regulă se rezumă la observație. Și clar că dumneata, fiind în copii, de adolescență, a trecut să facă un pic de observație. Evident. Și eu vă întreb în criticile mele, din ce n-am vorbit despre lucrurile astea? Fiindcă observația potere, indirect, participativ, lucrurile au fost standardizate, altele nu au standardizat. Sau de prin documente. Metoda de cântare este foarte importantă și n-am spus că foarte multe documente. Deci n-am spus legătate. Și tot așa, mai departe, și aici îți spun autorului, fiți mai atent pentru viitor, fiindcă modestia, de fapt, în urmă, într-un fel, joacă în defavoarea acestui autor. O altă chestiune la care m-am reușit și care poate fi că disertatul a fost foarte delicat și a fost recuperat de fapt la sugestii și obiectii mele, este felul cum sunt prezentat concluziile generale și aici vreau să face multe discuții sau la lucrurile acestea, care cum am spus că și aici era mai bine să vă spun, sunt valoare mai mire. Și să vorbiți în termeni, poate în numele propriu, fiindcă dumneavoastră faceți un lucru. Concluzionând, de fapt, îi puneți în valoare pe alții și spuneți ce au făcut alții, lucrarea în sesia dumneavoastră, ceea ce înseamnă că meritele la aparține în totalitate noastră, chiar dacă dumneavoastră ați exploatat punctele de vedere la altora, chiar dacă i-ați chemat la această placă epistemică ca să concluiți într-o casă, dar casa este în dumneavoastră. Proiectul este al dumneavoastră, munca, cheltuiala, bani, energie, este atât ai dumneavoastră. Și la urmă, evident, consider că pe anumite segmente, atenție, eu lucrurile pe care sunt dat de lucrurile și pe anumite segmente, lucrarea abundă în expresie, formulări, formulări, confuzie, încărcite, greu de înțeles, ca să nu spun abracadabra. Și aduc foarte multe exemple când parcă aveți un pasaj care atrage atenția, dar când ce se citește, rămâi problematizat, pentru că nu se zice aici de fapt idei. Și autorul atunci făcând din mine să inventez sensul. Și mă gândeam că nu prea venit pentru o lucrare la care s-a lucrat, la care s-a muncit toată lucrurile care au lucrat toată lucrurile. După ce fac aceste sugestii, după ce vin cu aceste sugestii pe care putea să le numim obiecții, eu oricum fac o constatare arhi-importantă în viziunea mea. Ele nu sunt o formă, nu atacă conceptul sau lucrările. Îmi pun la îndoială ca calitatea corecției, acordului, acordului, a unui mare beci care este în această lucrare, că acolo sunt, acolo sunt, acolo sunt, acolo istoric. Ei nici într-un caz, nu pun la îndoială meritele acestui autor. De unde, în final, scriu următoarele lucruri. Aici mă voi trebui în fața apărării, în final, este foarte important pentru mine. În final, consider că teza din doctorul în psihologie cu tema. Dimensiuni psihologice comportamentale ale consumului de acolo în adolescență corespunde cerințelor înaintate de la acest când un asemenea tip de lucrări, iar autorul ei, domnul Grigore Ionașcu, merită să-i se confere titlul științific solicitat la specialitatea ce spun și de lucrări, psihologia de lucrări și psihologia educațională, după care urmează semnătura mea și ziua în care eu am ajuns această concluzie, este vorba despre 5 mai 2023. Urmau să vină de 2 zile până la 7 mai. Asta este.
ce ține. Ne-am mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnul profesor. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, le salut din nou pe colegii din Republica Moldova, de astăzi, pe colegii din România. Este o onoare pentru mine să mă aflu în Comisia de Doctorat patronată astăzi de către Universitatea de Stat, Pedagogică de Stat, Ion Creangă. De asemenea, a fost o onoare pentru mine să parcurg lucrarea de doctorat, teza de doctorat realizată de către domnul profesor Gradul I și psiholog și doctorant Grigore Ionaș. Când am să vă apudire trebuie referat, eu s-a plăcut doctorul Comisiei de Susținere. Am să spicliesc doar din referat și am să spun că atunci cum astfel de teză, dăm seama cu minuțuzitatea și minuțuzitatea cât în punctul arterifice domnului Grigore Ionașcu. Atât în ceea ce trebuie este acordarea unui punct de vedere teoretic și conceptual al lucrării, e și acordare care a fundat atunci la un fond bibliografic consistent, este o rătăciune cu fondul bibliografic din România și Republica Moldova, probabil, ce poate este extrem de important, mai în fața unui taxon american, în câteva mii de articoli publicate în urmă cu 5 ani, pe problema foarte minute legată de consumul de alcool, extrem de industrie. Chiar și de măcar și în teza domnului de Nicole Ionașcu și am mers faptul că a dat o definiție operațională proprie pentru abuze de alcool, în a lui înțeleg că s-a referit strict la abuzul prospectiv de alcool, evaluat în baza comportamentului curent și a istoricului incidentelor în care the binge drinking reprezintă comportamentul problematic. A dat-o de fiind operațional și a zis o contribuție conceptuală importantă alături de modelul factorilor de listă și nepotecori din abuzul de alcool pe care am văzut din dosarul acestei și din lista lucrurilor și din celălalt publicat în revista Academiei Române. De asemenea, deja se remarcă prin unitatea și coerența celor trei sectoare și anume fundamentarea conceptual și recoltarea de dovezi empirice care să vină în sprijinul justificării modelului conceptual pe care îl propune doctorandul, apoi studiul exploratorul de factură calificativă foarte bine designat din toate punctele de vedere și foarte riguros realizat cu mai multe contribuții și anume un set consistent de instrumente standardizate care vizează variabile relevante vehiculate în filonul psihologiei pozitive, cum ar fi reziliența ca abilitate de recuperare după o perioadă de stres prelungită, o caută ajutată, suportul structural care este important și când
contribuie la rezilienta docentului în fața adversității lor vieții și așa mai departe. În afară de programul la comunitatea asemenea, este doar principale microfonie asta, dar nu o să dați seama toate. Am valoritatea să multe concentrare foarte cunoscute în literatura internațională, cum ar fi modelul Big Five, din perspectiva căruia a evaluat predispozițiile personalității, apoi modelul comportamentului planificat și al comportamentului rațional al lui Fishbein și Ashgen, Isaac Ashgen, apoi modelul lui Richard Jessore, care reprezintă un nume de prim rang, ca să fie un guru în domeniul studiei comportamentului problematic, deoarece colegii mei făceau referire la o serie de termene. Vreau să vă spun că la multă literatura americană de problematic behavior există acest termen utilizat inclusiv în studiile de specialitate. Eu cred că domnul Ionașcu se gândește să publice un articol în Alcoholism, de exemplu, sau în Alcohol Alert, în Statele Unite ale Americii, și va trebui să-și realieze și bine a făcut în teză, din punctul meu de vedere, terminologia la jargonul internațional, ca altfel aia nu primesc lucrările. De asemenea, este o altă contribuție și asta reprezintă un punct foarte tare al lucrării realizată de către domnul Ionașcu, e reprezentată de meticulozitatea care a stabilit validitatea internă sau structura factorială a instrumentelor bine cunoscute și bine psihometrizate din literatura internațională, și asta oferă un bagaj, un instrumentar de lucru și pentru alte cercetări care vor fi focusate probabil nu numai pe abuzul de alcool sau consumul excesiv, ce pe termen nu sunt sinonimi, ci și pe alte posibile derapaje de la traseul normal sau pozitiv al dezvoltării, care e dezirabil pentru sănătatea generațiilor timp de tine. În capitolul al doilea, autorul a utilizat un eșafodaj matematic, statistic, de data asta, foarte corect ales și valorificat, în ton cu natura non-cauzală a ipotezelor pe care le-a formulat, nu studiu cauzal aici, și aici o limită a lucrării pe care văd că autorul doctorandul recunoaște în concluziile generale și bine face, e vorba de natura transversală a designului care limitează posibilitatea interpretării de faptul în termen de cauză pe efect. Mie mi-a plăcut foarte tare teza asta, programul Carcanele Alcoolului, pe care ar trebui să vorbim. E un program justificat, crescut de consistent din punctul meu de vedere, de către doctorand. Aici poate nu era necesar o ipoteză, nu că am văzut în literatura occidentală ipoteze la studii interpersonale, dar să spunem că același lucru rezultă și din scopul programului, și cumva este o informație excedentară. În același timp am observat atenția doctorandului în a publica un set de exerciții de facem de lucru individuale și de grup, calate, focusate exact pe variabile de interes, pentru că nu aș aștepta ca doctorandul să modifice predispoziția spre consumul de alcool, ci a uitat direct la factorii de risc care pot să conducă la consumul de alcool, ceea ce fac toate programele de intervenție din Occident. Și cele din spațiul moldovenesc, respectiv românesc. Mi-a plăcut că aici am donat exerciții din foarte multe ghiduri metodice. De altfel, oricum bibliografic este foarte consistent și aceste sacini se fiază foarte bine pe nevoile educative și de dezvoltare ale primelor generații, care sunt grevate de foarte multe riscuri, nu doar abuzul sau dependența
retroactive, sexualitatea precoce, traficul ideologic, traficul moral, traficul de ființe umane pentru exploatare în diverse scopuri. Nu dependența, utilizarea problematică a noilor tehnologii de informare și comunicare. Ce nu mi-a plăcut în teza domnului Ionașcu este concizia cu care argumentează noutatea și originalitatea științifică, apoi concizia concluziilor, pentru că, oricum, pe unele locuri expandează cam mult explicațiile, nu e necesar, poate fi ceva mult mai condensat, faptul că a rezultat ghidul pentru elaborarea și perfectarea unei teze de doctor în domeniul psihologiei, înaintat de către Universitatea Pedagogică de Staște, de forurile administrative, academice administrative din Republica Moldova, atât a ținut cont foarte mult de anumite aspecte etico-deontologice, cum a fost partele de atunciat cu CJR Emil Galax, de asemenea faptul că are un consimțământ informat, faptul că a ținut cont de aspecte etic în selecția subiecților. Avem pierderi selective pe parcursul unui program și atestate cunoscut, iar domnul Ionașcu a ales să introducă notul de control, dar nu fără niciun fel de intervenție, o minimă intervenție a fi trebuit probabil să primă informații despre riscurile abuzului de alcoolatul minim cu sânteză. Acest lucru. Este relatarea tezei din toate punctele de vedere este corectă și științific și tehnic. Am văzut câteva articole ale domnului Ionașcu sunt corect scrise, consistente, sunt argumentate rezultatele de atunci și în teză și parcă în cei intervenția domnul Ionașcu acordă câteva pagini bune, am văzut în capitolul 2 în interpretarea semnificațiilor psihologice și sociale ale rezultatelor pe care le-a obținut atunci când a testat acele ipoteze de natură predictivă. De asemenea, am văzut că a interpretat rezultatele la chestionarul de feedback final administrat adolescenților din grupul experimental și a interpretat și rezultatele programului intervențional pe unii sugestii din punctul de vedere ca panele alcoolului pe care l-a realizat. Având în vedere discursul științific al domnului Nicolae Ionașcu, bine a făcut foarte mult, în sensul în care arată dovada competențelor dumneavoastră profesionale în domeniile în care este specializat și lucrează prin creștere mult în domeniul educației preuniversitare, dar și în domeniul psihologiei și al managementului școlar, de-a deținut în relația simțită economicele, respectiv abilitatea dumneavoastră de a transpune practică ideile și proiectele pe care le-a elaborat. Și apreciez de asemenea atenția, grija, pentru că am văzut un filon pozitiv în exprimare, în exprimare atunci când vine referențialul adolescent. Domnul Ionașcu a avut grijă să nu demonizeze imaginea adolescenților și să lasă o speranță pe parcursul întregii teze de doctorat pe care le-a realizat. În temeiul contribuțiilor teoretice și practic aplicative pe care teza de doctor dimensiuni psihosocio-comportamentale ale consumului de alcool în adolescență le aduce, domnul Grigore Ionașcu merită fără niciun dubiu să îi se acorde, să îi se confere titlul științific de doctor în domeniul psihologiei. Îl felicit și urez mult succes în toate domeniile în care vrea să se vede. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule profesor! Foarte multe cuvinte de laudă, într-adevăr, chiar vă pe... M-ați auzit? Da, vă mulțumesc! A fost ok, da? M-a auzit? Da, a fost foarte bine. Vă mulțumesc, domnule profesor, într-adevăr, foarte precisate și invitațiile dumneavoastră. Pe alocuri, unele fragmente
conțin informații poate suplimentare, poate abundă în explicații, dar în viitoare cercetări am să țin cont de această cerință, poate, de a realiza o exprimare într-o manieră cât mai clară și concisă. Vă mulțumesc! Și acum o să rugăm pe doamna conducător, doamna doctor Aurelia Gavan, să-și prezinte raportul de evaluare. Este
acolo această devaluare unui spectru larg al surselor consultate de către autori. Vreau să mă refer iarăși la concluziile generale și recomandările care sunt elaborate în comunitate publicului de cercetării care și le-a propus autorul. Publicațiile în ediție științifice apar lucrări la tema tezii, din care am zis două articole în categorie B+, și trei articole în revistă de categorie B, demonstrează abordarea complexă a problematicii și tezii de doctorat, reflectând preocupări constante ale autorului. Cu referire la discursul științific, constituie dovada competenței științifice a autorului, a văzut în modul cum a răspuns la toate întrebările care nu s-au autorizat, atunci cu explicații adecvate. Deci, în calitate mea de coordonator, dar totodată și membru a Comisiei de Susținere Publică, vreau să zic că această lucrare, prezentată spre expertizare, este o teză de interes științific pentru comunitatea psihologilor din Republica Moldova și din România. Deci, în temeiul celor spuse, recomand sau vin cu propunerea ca autorul Ionașcu Grigore merită conferirea titlului științific de doctor în psihologie. Dar, ne pătrăm să vin cu această recomandare, dacă îmi permiteți, aș veni cu istoricul acestei lucrări. Deoarece este o lucrare care are o istorie, nu știu, bine sau e rău. Doctoratul Ionașcu a fost admis la studii la Universitatea Pedagogică Ion Creangă în anul 2018. Coordonatorul tezei de doctor fiind reprezentatul profesorului Nicolae Bucur. Eu, Slavana Olivia, era membru a Comisiei de Îndrumare. A fost așa că în primul an de cercetare, să zicem așa, sau de studii doctorale, această lucrare, această cercetare a fost concepută de doctorat împreună cu reprezentatul profesor. Deci ei au pus fazele acestei cercetări venind cu obiectivele, venind cu scopul, venind cu metodologie, venind cu instrumente adecvate. După primul an de studii, domnul Ionașcu a considerat că aș putea să-i fiu eu în calitate de coordonator științific. Am acceptat și am avut o colaborare de 3 ani de zile și vreau să vă zic că am continuat cele concepute de domnul profesor Bucur împreună cu doctorandul. Vreau să zic că n-a fost deloc ușor, de fiecare dată la mine apărea întrebarea, procedăm corect sau nu și ce părere ar avea domnul profesor cu referire la ceea ce face, cu referire la ceea ce vin. Dar până la urmă cred că nici nu s-a aflu cât am fost de bravo sau cât am fost de rei, rămâne totul la descripția Comisiei de Susținere Publică, dar eu totuși până la urmă consider că doctorandul a venit în fața noastră o lucrare științifică finalizată, originală și elaborată în baza cercetărilor profe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna coordonator! Într-adevăr, așa este. În 2018, când am ajuns la programul de studii doctorale, am început cu domnul deputatul profesor Bucur, cu care am avut o colaborare foarte bună. Împreună am stabilit cu mine de lucru și ne-am ocupat de parte introductivă a acestui. Când am aflat cu dumneavoastră că nu mai este în genul care m-am panicat și am luat legătat-o doamna Giovan și am văzut să fie cu o dată de mai mult în următorul pe evenimentul care a fost unic și am considerat că am putea face echipă și nu m-am înțelat deloc, că mulțumesc mult.
consumul de alcool în timpul adolescenței poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății fizice, asupra sănătății emoționale, poate duce la probleme de comportament, performanță școlară scăzută, dependență și alte consecințe negative pe termen lung. Din aceste considerente, referesc lucrarea instituției actuală. Lucrarea are o structură, așa cum ne cere actele legatorii din țara noastră, introducerea cuprinderea toate elementele necesare. Capitolul 1, sau în acest capitol, autorul realizează o analiză detaliată a literaturii din specialitate, dar aici vreau să apreciez modelul conceptual al factorului de risc, el și al factorului protector în abuzul de alcool, elaborat de către autor, dar și abilitatea autorului în selectarea informației specifice relevante pentru explicarea ulterioară a fiecărui factor de risc în acest model. De asemenea, menționată informația conținută în primul capitol, are importanță nu numai pentru asigurarea bazelor științifice, pentru următoarele etape ale cercetării, dar e valoroasă și ca sursă de inițiere a cititorului în problematica abuzului de substanțe psihoactive. În capitolul 2, de asemenea, autorul include toate elementele constitutive necesare. Au fost supuse verificării experimentale tocmai 6 ipoteze de cercetare particulare, care pe de-o parte se referă la predictorii pozitive ai riscului pentru abuz de alcool la adolescență, pe de altă parte la predictorii negativi. Un număr mare, impunător de 14 instrumente de cercetare experimentală utilizate și toate acestea unei corecte analize și interpretarea lor raportată la obiectivele și ipoteza de la care s-a pornit cercetarea. Aici menționez faptul că ipoteza se angajează pe nivelul prelucrării informației prin metode statistico-matematice de plus. Ea se angajează în standarde de credibilitate științifică, având capacitatea de a suplimenta prin interpretării. Este convingătoare modalitatea de redare prin tabele, diagrame, histograme a rezultatelor obținute în cercetare. Capitolul 3 cuprinde programul de intervenție psihoeducativă care și-a pus ca scop diminuarea riscului pentru abuz de alcool, dar și alte substanțe psihoactive la adolescenți. În compartimentul concluzii generale și recomandări, autorul menționează cele mai importante fapte și relații constatate în lucrare referitor la subiectul cercetat, atât în studiul teoretic, cât și în cercetarea experimentală. Consider că concluziile la care a ajuns autorul conțin un solid și practic suport științific pentru domeniul psihologie. Referințele bibliografice cuprind surse primare, titluri dicționare, dar menționez că ele demonstrează inițierea autorului. Trebuie de apreciat faptul că atât rezultatele care derivă din analiza cantitativă, cât și cele care derivă din analiza calitativă, prezintă o reală valoare științifică și aduce o contribuție efectivă la aprofundarea și dezvoltarea domeniului psihologiei. Iar autorul a contribuit la investigarea unei probleme complexe, cu prezentarea unor concluzii pertinente extrase dintr-un material experimental bogat. Relatările excursie intervin să conțin că pieza de doctor în psihologie din misiunile psihosociocomportamentale ale consumului de alcool în adolescență corespunde cerințelor înaintate față de asemenea tip de lucrări de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar autorul Ionașu Grigore, autorul merită să-i se confere titlul de doctor în psihologie, specialitatea psihologie dezvoltării și psihologie educațională, 518.00. Vă mulțumim frumos și acum vă rugăm cei care sunteți invitați să vă expuneți pe marginea lucrării sau a rezumatului elaborate de către autor.
Bună ziua, distinsă comisie. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici. Este vă mărturisesc prima mea experiență de atelier. Nu am mai fost prezentă la nicio susținere a unei tăi pentru dezbații pentru acest înalt titlu academic. Din păcate, nu am reușit să fiu foarte atentă la prezentarea rigurosului, la prezentarea rezumatului din cauza problemelor de sunet. Dar eu am să vă spun câteva considerații în legătură cu modalitatea de elaborare a acestei lucrări și în legătură cu calitățile profesionale și probitatea științifică a domnului Ionașcu Vigore, care a fost doctorandul onorar din dumneavoastră instituție. În primul rând, apreciez felul în care Universitatea dumneavoastră i-a acordat sprijinul și coordonarea științifică, astfel încât toată, să spunem, rigoare, spiritul metodic, organizarea conștiințezitatea domnului Ionașcu, să poată să-i găsească expresia în realizarea acestei teze bazate pe cercetare extrem de rigoasă. N-am să insist pe aspectele pe care deja dumneavoastră le-ați prezentat și mă alătur fără dintre considerațiile dumneavoastră în legătură cu, să spunem, modestia autorului, în legătură cu dorința dumneavoastră de a perfecționa permanent, dar și de a infecta mediul profesional, dar nu numai mediul profesional, încercând să transforme într-un mediu mult mai bun, să-și lase amprenta, într-un asupra, să spunem, comunităților din care el face parte, care comunităților face parte. Îl cunosc pe profesor Nașcu de peste 20 de ani, sau poate puțin mai puțin, da? Din momentul în care dumneavoastră era student la Facultatea de Psihologie, eu eram și eu de puțin ani în învățământul Gărățean, coordonam pe atunci și foarte puțin dezvoltat cu centrul de asistență psihoterapeutică din Galați, în Universitatea Sarajevo. Dumnealui era student și într-o întâlnire în care am realizat-o pentru promovarea unor proiecte ale centrului și în care realizam facilitare, într-un sat în care dumnealui era cadru didactic, la întoarcere mi-a spus despre faptul că este student la psihologie și despre cum își redacta lucrarea de licență, care întâmplător a avut întâmplător, nu întâmplător, care era, de fapt, expresia acestui lucrare de licență a intereselor dumneavoastră în zona aceasta a comportamentelor de risc. Pentru că și lucrarea de licență, adică teza aceasta vine, să spunem, să continue interesul pe care domnul Ionașcu Vigore l-a avut pe tema aceasta din anii studenției. Deci este o persoană, după spuneam, metodic organizată și conștiincioasă, foarte serioasă, foarte ambițioasă, așa cum s-a spus anterior, cu obiective clare, cu proiectele personale, dar nu într-un mod egoist, împărtășind tuturor celor din jur, puțin din, ceea ce este personalitatea. Domnul Ionașcu, încă de atunci și după aceeași la disertație și toate proiectele pe care le-a dezvoltat, a demonstrat o deosebită probitate științifică, o grijă față de ce în jur,
Întotdeauna această obiectă s-a manifestat în respectarea criteriilor etice și deontologice, da? Și standardelor etice și deontologice ale profesiei noastre. Și lucrare, în general, toată munca domnului profesor Ionașcu se bazează pe studiu aprofundat și, cum să zic, studiază foarte multe literatură de specialitate, așa, acest lucru s-a revelat și de către dumneavoastră, pentru că lucrare este extrem de solid, fundamentat, dacă vreți, pe multe lucrări pe care domnul profesor le-a analizat. Așa cum spunea domnul profesor, a construit o casă solidă, o casă pe o fundație solidă și nu numai că are această casă, o fundație solidă, dar are și foarte multe camere frumos mobilate, dar în același timp cu posibilități extraordinar de bune de extindere. Da? Și eu cred că această casă se va dezvolta în viitor. Eu vreau să vorbesc puțin despre faptul că am colaborat cu domnul Conașcu în diferite ipostaze din această ipostază de, vă spuneam, student și eu tânăr practician, da? După aceea, în calitate de coleg, în calitate de partener și am condus împreună diferite instituții, cum ar fi Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. După aceea am colaborat împreună în momentul în care erau la inspectoratul școlar, din perspectivă de care diferite. Dar am colaborat în foarte multe proiecte cu finanțare externă, fiind un partener loial, un partener serios, un partener încrezător în forțele proprii, dar cu modestie și care dă dovadă de un umanism deosebit. Dă dovadă, este o persoană care donează, da? Care dăruiește, care dăruiește energie, care dăruiește speranță, care dăruiește, cum să zic, această încredere că lucrurile pot fi și trebuie să fie mai bune. Și toată lucrarea seminarului, faptul că se bazează pe o documentare și o analiză a unor lucrări teoretice deosebite și actuale, faptul că a foarte riguros a creat a creat de asemenea un model de intervenție și a perfecționat acest model al factorilor de risc și de protecție. Faptul că în lucrare identificăm un program de intervenție și vedem și aceste concluzii, toate acestea demonstrează că un profesor și este colegi, am analizat acea referat al acestui numai de prezidor, Cătălinul Ionașcu. Și toate aceste realizări frumos, atunci nici comentarii cu privire la acest lucru. Deci, cercetarea realizată de domnul Ionașcu cu vorbă este tot o problemă de reală care este pentru profesioniștii care lucrează prin sistem serviciilor de asistență psihologică, educativă și socială. Deoarece există un istoric pentru abuzul de alcool, precum și a profilului psihosocial comportamental al consumului de problematic de alcool la rândul adolescenților, cercetarea vine cu un element nou.
fundamental pentru cercetările din domeniul din perspectiva realizării și aprobării în planul experimental al mobilului factorilor de risc și protectori în abuzul de alcool, ce ar permis ulterior elaborarea și experimentarea unui program de intervenție psihoeducativă care urmărește diminuarea vulnerabilității în ceea ce privește consumul de alcool în domeniul adolescenței. Aici am remarcat, stimați colegi, un lucru. Atunci când autorul acestei lucrări s-a referit la factorul protector, dumneavoastră, practic, fără probabil ca să realizați, să conștientizați acest lucru, fără ca să vă propuneți, ați nuanțat niște lucruri legate de fapt de securitatea psihologică a acestor adolescenți, pe care i-ați conceptualizat toate aceste nuanțe, stare de bine, reziliență, toate acei factori pe care i-a studiat. Și ați făcut, practic, un lucru enorm, enorm și foarte mare, pentru că v-ați asumat niște lucruri pe care poate un altcineva nu le-a fi făcut. Ați făcut un lucru foarte mare pe care l-ați realizat în lucrarea mea. În următoarele câteva pagini, evident, găsim acel protocol tipic care nu trebuie să lipsească în niciun referat. Ulterior, regăsim în partea teoretică, premisii teoretică experimentale cu privire la consumul compulsiv al alcoolului și al altor substanțe nocive, vindecătoare, ce ne oferă posibilitatea de a înțelege clar ce constă și care sunt problemele consumului de aceste substanțe nocive al adolescenților, care ar fi vulnerabilitățile asociate cu specifice de vârstă și, totodată, particularitățile. După ce studiază contextul și face o demonstrație asupra faptului că a studiat numeroase surse bibliografice, domnul Emunoașcu recuperează într-o manieră perspicace acele elemente influențări cu privire la posibile riscuri, ce pot contribui la problemele legate de angajarea în comportamente deficitare, legate de consumul abuziv de alcool și nu numai. În acest context, domnul Emunoașcu, în cadrul capitolului 2, conferă un tablou amplu cu privire la factorii de risc, dar și factorii ce contribuie la protecția în anumitul de alcool în adolescență, anume acești factori protectivi despre care vorbim, le văd eu într-o versiune mai globală, dacă vă continua ulterior, ca fiind contabilizate în cadrul unui structuri. A descris foarte detaliat diferențele individuale, a remarcat. De remarcat este faptul că pretendentul a utilizat o pachetă de teste foarte multe, la care au fost adăugate și probele elaborate de prinsă și autor, ceea ce reprezintă iarăși o contribuție foarte valoroasă și o muncă regulată, care cred eu că nu este care și-a fost și a fi discursorul. Prelucrarea analizită statistică în cadrul cercetării date constituie un element de fortificare a acestui. În abordarea dimensiunilor psihosocio-comportamentale a abuzului de autor în rândul adolescenței. Datele grupe obținute prin prelucrarea răspunsurilor la chestionare au fost explorate utilizând teste comparative, analize de varianță, pe o singură cale, teste de asociere non-parametrice, calcularea mărimii efectului, analiza corelațională, analiza de regresie lineară multiplă, analiza de regresie lineară multiplă ierarhică, analiza de regresie logistică binomială. O analiză statistică care nu fiecare doctorand nu poate să se laude o oră. Este un lucru important și o parte foarte concretă din ea. Acest fapt a permis pretendentul la titlul de doctor în psihologie să înceapă programul de intervenție psihoeducativă, de diminuare riscului de consum abuziv de alcool și alte substanțe nocive, în rândul adolescenților, orientat spre creșterea stării de bine și consolidarea abilităților adolescenților de a utiliza propriilor resurse. Și aici, când vorbim de resurse, aș fi vrut să remarc anume o proastă pretenție care a fost recentă strânită legată de securitatea psihologică, unde se vorbea despre acele resurse care ar ajuta victimele abuzului și aici vorbim de, iarăși, potențiale victime ale consumului de alcool, acei adolescenți care cad pradă acestui
efect nociv. Conținutul lucrării, evident, este structurat în comunitate fictivă, cele prieteni fictive, parte din concurantă, cu o finalitate frumoasă, care este materializată în cadrul unui program, numit captarea alcoolului și implementat în cadrul unui proiect de cercetare pe care ați vorbit. Deci, conținutul lucrării date este efectat în urmă foarte mare de publicație, în urmă de la statul publicație internaționale inclusiv. Și, în cele de urmă, evident, unul considerat că contribuția respectivă în investigarea problemei date, concluziile unui segment, un material experimental bogat, elaborarea concepției cu privire la acest program, consider că domnul Ionașcu merită conferirea titlului de doctor în psihologie la specialitatea 15.11 în felul 2, psihologie de dezvoltării și psihologie educațională și plătesc pentru comisie ca să susțină acest domeniu statului. Eu vă mulțumesc mult! Vă mulțumim frumos și acum este, dacă cineva mai are și mai are întâlnire cu invitați, este momentul când comisia trebuie să rămână în sală pentru a delibera asupra candidatului. Rezultatele votării și decizia comisiei de doctorat. Hotărârea cu privire la conferirea titlului de doctor în științe, doctor în psihologie, la specialitatea 511.02 Psihologie dezvoltării și psihologie educațională, domnului Ionașcu Grigore, în comisie de doctorat de la data de 19 mai 2023. 1. A conferit domnului Ionașcu Grigore titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea susținută, în urma susținerii publice a tezei de doctor dimensiuni psihosocio-comportamentale ale consumului de alcool în adolescență cu calificativul foarte bine. 2. A solicitat Senatului Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă aprobarea acestei decizii și transmiterea acesteia spre confirmare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Vă mulțumim frumos, felicitări și acum aveți cuvântul. Vă mulțumesc tare mult. În ieri aș vrea să mulțumesc doamne profesor coordonator, profesorul din Comisia de Îndrumare și a celor de operații, care este pe mine, mare publică, dar, nu știu, sunt foarte multe persoane de resurse, mai ales la colegii mei consilieri care nu au sprijinit să administrez chestionarele în situația de adolescenți și nenecilor care au permis acest lucru. Și n-aș vrea să o uită multe persoane, deci am sprijinit de exceta de mătare. Mulțumesc tuturor persoanelor care au fost posibilă extinderea pierdului de doctorat și nu mulțumesc Vă mulțumim frumos! Mulțumesc!